Așa merge la muncă în formație completă. Uitați-vă la Sășica. Este cel puțin fantastică. Echipată, profesionist. Cum ar fi să facem un clip cu Sășica în zăpadă? Doar despre Sășica în zăpadă. Ar fi super. Mergem până la Muzeul Țăranului Român ca să luăm mărțișor. Ionescu și Sășici. Haideți cu mine! Doamne, cât de tari sunt! Ăștia dinozauri! Doamne, cu gol, mafeșe, jucări basarică. Deci am fost la târgu de mărțișoare de la Muzeul Țăranului Român. Cred că e cel mai tare târg de mărțișoare din București, fără doar și poate. O să vedeți, sunt minunate, o să râdă Ionesca de să se spargă. Tot, deci ăsta cu mititei e cel mai tare. Da, nu știu dacă le dau la birou sau le dau acasă, vedem. Doamne, cât de tare târgul ăsta, din păcate doar până astăzi mai e. Adică când vedeți voi vlogul ăsta e numai târg. Dar dacă știam din timp, veneam din timp să vi-l recomand. Țineți minte pentru la anul. Târgul de mărțișoare de la Muzeul Țăranului Român. Foarte multe mărțișoare personalizate, handmade și foarte multe amuzante. Moftic, deci repet, moftic că voi vedeți ăsta deja când e prea târziu. Dar țineți minte pentru la anul. Hai la muncă! Și noi, stimați vlog spectatori, astăzi n-am mai făcut cadre cu Sășica în zăpadă, am uitat. În schimb, o să punem cadre cu Sășica filmate de Alexandru Don, că a venit cu o cameră de 10.000 de euro și a filmat cadrele astea. Enjoy! Zi, mă, e supărată sau nu că nu ți-am luat mărțișoare azi? Nu. Pentru că știi că mi-ai luat. Și unde? Nu știu. Ia uite-te sub aia acolo. Mi-ai luat mai multe mărțișoare. Ia să vedem. O Sășica! Asta e pentru Sășica, doamne. Asta e pentru Sășica? Asta e mărțișorul fetii. De ce mi-au luat de multe mărțișoare? Wow! Ce mărțișoare la mamie? Mici, ce n-ai pasat astea? Mărțișoare cu mici! Nu ești încântată de el? Nu. Îl ducem Sabina atunci. Așa stai pentru Sabina. Știu că ție nu-ți place peștele. Să am mărțișoare cu pește. Păi ce mi-au luat atâtea mărțișoare? Ține să nu mi-e mărțișoare, să mi-e ceva ce-mi place. Mafalda. Da, deci... Acă am dat-o de gar cu mărțișoarele, m-am supărat rău de tot, pentru că m-a luat la mișto și chiar m-am supărat. Și m-am dus, i-am luat boscheți și s-a împăcat. Și acum îi poartă mărțișorul 6. Asta e singurul care îmi place. Ia fără mărțișorul, fetii. Da, tati, ți-a fără mărțișorul. Cum comentezi? Te-am tot timpul cu mine, așa. Și uitați ce mi-a cumpărat. Ăsta este cel mai frumos mărțișor din punctul meu de vedere, zambile. Zambilele sunt preferatele mele. Dar acum... Hai să-i ducem Sabine la comititei să vedem dacă râde. Mergem să ne vedem cu Edi și cu Sabina la Zăganu și că au băgat bărgăraș acolo. Mergem să testăm bărgăraș și ducem Sabinei mărțișorul comititei să vedem cum reacționează. Nu vine să cred că ia fără mărțișorul fetii. De Barosani! Kinder bueno? Not for you. Not for you, ia mâna. Stai așa. Stai seama, nu? Adică gen... Stai să vezi. Nu se putea fără. Hai să vezi, am primit. Stai să vezi. Oh my god! Hai, am crema, nici
văzusem. Doamnelor, acesta este de fapt un pulled pork cu slană, adică nu e pulled pork neapărat, e ceva pulled pork. Da? Ia să vedem. Miroase așa, agresime. Îmi place chifla, că nu se destramă în momentul în care, adică ține toată treaba aici compactă. Carnea este bună. Asta aveți ori murați, bun? Ceapă. Masa a votat Edi, Sabina și Ionesca 3,5 sășici. Mă supun majorității. Dar mie îmi place. Pa Sabina, pa Edi. Bețivilor! Domnul, cât e? N-avem! N-aveți?